Am venit la Cluj să vă chem la luptă. Nu vă mirați tare. Așa este titlul uh, mesajului pe care vi-l aduc. Luptați pentru casele voastre. E foarte interesant, dacă ne uităm în scriptură, să vedem că Dumnezeu a prevăzut familia să trăiască într-un mediu cu totul și cu totul la parte. Acasă când vă duceți, luați Scriptura și vedeți că Dumnezeu înainte de a face familia a făcut raiul, Edenul. Și după ce a făcut raiul, după aceea a început să creeze ceea ce avea să locuiască acolo în rai. Dumnezeu a făcut familia și intenția lui Dumnezeu, este ca familia să trăiască într-un mediu deosebit de binecuvântat. Din nefericire, vremurile pe care le trăim ne demonstrează că familiile societății secolului 21, din nefericire, nu se pot bucura de ceea ce Dumnezeu a intenționat să dea familiei. Și aceasta pentru că diavolul a pătruns în creație. Și a căutat să strice tot ceea ce Dumnezeu a făcut frumos. Pentru mine a fost o surpriză, și cred că și pentru dumneavoastră, este în Biblie un cuvânt. Psalmul 45, acela care începe așa, cuvinte pline de farme, când clocotesc în inimă. Știți că psalmul acela are ca și titlu, așa, o cântare de dragoste. Și când am studiat mai îndeaproape, am văzut că este practic un psalm. O cântare de nuntă. O cântare de nuntă pentru nunta împăratului. Însă am fost surprins să văd că în psalmul acesta scrie așa. Vă dați seama, la nuntă, la împăratul se cânta așa. Războinic vitează, încingeți sabia. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că atunci când cineva se angajează să fie familist, când cineva se căsătorește, trebuie să știe că viața de familie îl obligă să lupte. Mai că m-aș grăbi să mă duc la, la miezul discuției noastre, știți de ce? Că nu vreau să fiu înțeles greșit. Când vorbim despre familie și despre luptă, n-aș vrea cineva să creadă că Biblia ar încuraja lupta între cei din familie. Nici de cum. Nici de cum. Însă, ca familia să poată să fie ceea ce a rânduit-o Dumnezeu. Cei ce se angajează să fie familiști, trebuie să se angajeze să lupte pentru familie. Mi-e drag un cuvânt din cartea lui Nemia, capitolul 4, cu versetul 14. E un verset pe care poate l-am citit noi de multe ori, dar vreau să subliniez ceva citind acest verset. Zice Nemia așa. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor, nu vă temeți de ei, aduceți-vă minte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Fac o paranteză, așa de bine se vede pe ecranul ăsta. Iertați-mă, trebuie să vă fie drag să citiți acolo. Să mai citim o dată, dacă tot de e drag. Îndemnul este acesta, nu vă temeți, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Iubiți familiști, atâtea amenințări sunt astăzi îndreptate spre familie, și în fața acestor amenințări, omul credincios trebuie să înțeleagă că are datoria de a lupta pentru familia lui. Trebuie să lupte cu toate resursele pe care le are. Însă ceea ce versetul acesta mă face să înțeleg este că cel ce luptă alături de familiști înțelepți este Domnul. Și tocmai de aceea vreau să spun că pentru familiștii care doresc să aibă familii binecuvântate, Lupta este ca și câștigată atâta vreme cât ne dăm mâna cu Domnul și zicem, Domne, apără familiile noastre, apără casele noastre. Câteva lucruri. Când spun că trebuie să luptăm pentru casele noastre, pentru familiile noastre, aș vrea să înțelegem, nu este vorba de o luptă cu cei din casă sau împotriva celor din casă. Interesant, știți cum e lupta asta? Poate veți zice, ne cheamă fratele Nelu să luptăm cu duhurile care vin împotriva familiei noastre. Nu vă duc până acolo. Știți la ce vă chem? La o luptă cu noi înșine. Când cineva vrea să fie un soț bun, vă întreb, fraților care sunteți soți, nu e așa că dacă vrei să fii un soț bun, ai de luptat cu tine însuți ca să fii bun? Surorilor, dacă vreți să fiți soții bune, nu e așa că aveți de luptat cu dumneavoastră? Cu voi însevă, însevă ca să puteți să fiți cu adevărat ceea ce vrea Dumnezeu? Ei bine, când cineva se angajează să fie familist, trebuie să înțeleagă că are o chemare, o chemare de a lupta. Mi se pare foarte interesant că mai aud și eu, mai așa, în calitatea pe care o am de păstor, vorbesc cu unii, cu alții, tineri care vin și cu atâta... Uh, cu atâta imaginație vorbesc despre ce-și doresc ei să fie familia lor. Cum își doresc ei să-și găsească o soție din aia care să-i fericească. Sau un soț care să o fericească. Eu n-am decât să zic să dea Domnul să găsiți pe cineva care să vă fericească. Însă a avea o familie binecuvântată înseamnă o luptă cu noi înșine ca să fim ceea ce trebuie să fim. Și vreau să spun câteva lucruri la început. În primul rând, dragi familiști, luptați ca familia să fie un loc al bucuriei. Uh, nu e necaz mai mare sau blestem mai mare decât cuiva care e familist să-i fie greu să se ducă acasă. Am stat odată cu cineva de vorbă, un om care și-a năruit familia și n-a mai ieșit nimic de acolo și îmi spunea așa, frate Nelu, ieșam de la servici la ora nu știu cât 5 și nu mă duceam acasă până la 7 că mi-era groază să mă duc acasă. Și am stat și am zis, Doamne ce ne caz? ce ne caz? să nu te atragă casa, să nu-ți dorești să fii acasă. Ori, dragii mei, când eu spun, luptați ca familia să fie un loc al bucuriei, prin asta înțeleg, faceți în așa fel ca familia, casa, să fie un loc dorit, un loc căutat, de-abia să așteptăm să zicem, oh, mai am încă un ceas până când mă duc acasă. Are Ioanid o poezie care zice așa, o, oh, ce bine când o ușă se deschide cu iubire și în chenarul ei deodată vezi un rai într-o privire. Ei bine, dragii mei, cam asta trebuie să fie casa. Un loc spre care să ne ducem cu bucurie, unde să găsim bucuria, unde să găsim împlinirea. Vedeți, dumneavoastră, trăim într-o societate foarte aglomerată, cu oameni prea ocupați și prea serioși câteodată, oameni care au uitat că trebuie să zâmbească și nu vedeți dumneavoastră, ești în trafic, mai ales la Cluj, presupun că în trafic e cu nervi. Te duci la servici și stres. Pe atunci, Doamne, fă măcar casa mea să fie un loc al bucuriei. Amin. Amin. nu e așa? Să-mi doresc să mă duc acasă ca într-o oază de liniște, ca într-o oază dorită unde să-mi găsesc împlinirea. Frații mei, surorile mele, Dumnezeu vrea ca familiile noastre să nu fie doar familii mediocre, așa care se duc înainte că trebuie să meargă. Dumnezeu vrea să avem familii excelente. Familii în care bucuria să ne tragă mereu pe unii spre ceilalți. Să avem familii în care soția de-abia să așteaptă, să vină soțul acasă, soțul de-abia să aștepte să ajungă acasă, sau amândoi de-abia să aștepte să ajungă de la servici sau de oriunde, să se vadă unul pe celălalt. S-ar putea ca cineva care e foarte spiritual, pun între ghilimele, să zic că ce cu atâta bucurie. Ascultați-mă, dacă citiți cu atenție Scriptura, Dumnezeu ne îndeamnă și ne cheamă să trăim în viața aceasta bucurie. Și noi creștini avem motive să ne bucurăm în viața aceasta. Uitați-vă, zice Eclesiastru în capitolul 11 cu versetul 8 așa. Sau să încep cu 1 Timotei 6 cu 17. Zice, îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug, de ce ni le dă? Ca să ne bucurăm de ele. Dacă ne uităm în Eclesiastul la versetul pe care l-am spus, deci dacă un om trăiește mulți ani să se bucure în toți anii aceștia, vrea Dumnezeu asta de la noi, să trăim cu bucurie. Și unde să ne găsim bucuria, dacă nu în familiile noastre? Am auzit cândva o, o afirmație foarte deșteaptă, înțeleaptă. Zicea așa, oamenii nu vor ține minte ceea ce le-ai spus, dar cu siguranță vor ține minte cum i-ai făcut să se simtă. Ei bine, dacă în casă îl faci pe cel de lângă tine să se simtă prost, e bai. Va ține minte că l-ai făcut să se simtă așa. Dar dacă îl faci pe cel din casă să se simtă bine lângă tine, lucrul acela se ține minte. Frații mei și surorile mele, în casele noastre suntem chemați să cultivăm bucuria în Domnul și noi avem motive să ne bucurăm în Domnul. Dar ascultați-mă, nu-i loc mai frumos. Acum eu am vârsta pe care o am, nu vă spun pe care, dar se vede. Ei bine, dragii mei, nu-i lucru mai frumos dacă ești bunic decât în casă când îți vin nepoții să te mai iei cu ei de mână și să te joci cu ei. Poate vezi zice, dăm noi în mintea copiilor. Ei bine, dragii mei, acolo faci bucuria. Cât poți să te bucuri, cei ce sunteți bunici știți, cât poți să te bucuri de un nepot vesel în casa ta. Cât poate să se bucure un nepot de un bunic vesel în casa lui. Sau părinți veseli, părinți bucuroși, de aceea eu, repet, iertați-mă, luptați ca familia să fie un loc al bucuriei. Iar dumneavoastră aveți voie să ziceți amin. amin. Și dacă ați zis amin, aveți și datoria să luptați ca familia să fie un loc al bucuriei. Mă duc mai departe și zic, luptați ca familia să fie un loc al dezvoltării. Știți, dumneavoastră, că familia e o școală, când ne dăm seama că familia e o școală, nimeni nu s-a născut soț. Sunteți de acord cu mine? Noi devenim în familie soți. Nimeni nu s-a născut soție, ci acolo, în familie, femeia care s-a căsătorit învață să fie soție. Nimeni nu s-a născut părinte. Acolo, în familie, învățăm să fim părinți. Și tocmai de aceea aș vrea să spun că e așa de important să înțelegem și să facem tot ce ne stă în putință ca familia să fie un loc al dezvoltării. Pentru că rostul familiei, așa ne-a lăsat-o Dumnezeu, este ca ea să fie un cadru de dezvoltare pentru noi toți. Vă dați seama, în familie, câte învață copiii noștri, ei practic în familie se pregătesc pentru viață, ei sunt în școala vieții. Și fiecare dintre noi, în familie, învățăm ce înseamnă să fim închegați ca soți și soție. În familie învățăm toate lucrurile acestea și fiecare membru al familiei Trebuie să aibă, să guste satisfacția de a deveni ceva mai mult din zi în zi. Să fie tot mai bun din zi în zi. Știți că în familie, Dumnezeu vrea să ne învețe să facem față emoțiilor și sentimentelor pe care așa ne e de greu câteodată să le exprimăm, altădată ne e greu să le stăpânim, dar acolo în familie învățăm. Știți cum învățăm? practicând. De exemplu, în familie învățăm cum să abordăm conflictul. Știți unde se ceartă prima dată un copil? Am, am, Iertați-mă că zic asta, da? Am râs zilele astea că fiul meu mi-a trimis un video mic cu două dintre nepoțelele mele, sunt verișoare, și se luptau de la un cărucior. Și mi-a fost așa de drag să mă uit la video acela și din când în când îl scot și-l mai pun dată. Mi-a fost așa de drag să văd că Trag două de același lucru. Ei bine, acolo în familie învățăm cum se abordează un conflict. Și noi, ca familii de oameni credincioși, cred că știm, în baza principiilor Scripturii, cum să învățăm pe copii să abordeze un conflict. Și cum să abordăm noi înșine o situație conflictuală. De asemenea, în familie învățăm cum să ne raportăm la pierderi. Pentru că în viață mai și pierdem, nu-i așa? Nimeni nu este întotdeauna numai câștigător. Nimeni nu este numai câștigător. În viață există suișuri, există coborâșuri, iar în familie este locul în care învățăm cum să facem față pierderilor. Știți că noi învățăm în scriptură că cel neprihănit cade de șapte ori și se ridică. De ce? Noi avem niște principii foarte clare și în familie învățăm cum să facem față pierderilor. În familie învățăm ce valori contează cel mai mult. În familie învățăm asta. Vorbeam cu fratele Vali pe drum de situații în care părinților, duminică dimineața, părinții stau în casă și acolo în familie spun: Astăzi nu mă duc la biserică, că astăzi sunt obosit. Știți la ce concluzie ajunge copilul din familia aceea? Deci, a, biserica e așa, chestiune opțională, când suntem obosiți. E nu ne ducem. O, om, ce mare răspundere ai, zicea Dors, de tot ce faci în lume, de tot ce spui în scris sau grai, de pilda celălalt ce o dai căcea pe mulți spre rai sau iad o să-i îndrume. E bine, aș vrea să înțelegem că în familie învățăm care sunt valorile. În familie învățăm că rugăciunea e o valoare, că scriptura este o valoare, că mersul la casa lui Dumnezeu este o valoare nu vedeți dumneavoastră că lumea, prin mijloacele pe care le are la îndemână, filmele, muzica, îți spune că tot ceea ce contează e imaginea, banii, plăcerile, poziția, toate acestea. Ori în familiile creștine vă mai spun o dată, luptați ca familiile să fie un loc al dezvoltării. În familie învățăm obiceiuri, care ne pot ține toată viața, ne formăm obiceiuri acolo, care ne pot ține toată viața și asta contează nespus de mult. În familie ne ajutăm unii pe alții să ne dezvoltăm, de aceea am spus familia trebuie să fie un loc al dezvoltării, pentru că acolo ne ajutăm unii pe alții să ne dezvoltăm. Și cum ne dezvoltăm? Prin exemplu, copiii, prin exemplu părinților, ne dezvoltăm prin comunicare, Însă nu pot să nu spun ceva. Niciodată nu trebuie să uităm că noi nu ne putem dezvolta prin orice metode. Nu orice metode conduc la dezvoltare. De exemplu, unii ar crede că ne putem dezvolta prin critici necurmate. Critica într-una și într-una. Să știți, critica nu schimbă pe nimeni, atenție. Nu critica îl schimbă pe om. Credeți că întâmplător scrie Apostolul Pavel celor din Efes și le zice, și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Poate că ajungem să vorbim și despre asta. Critica nu-l schimbă pe om. Nu poți să-l schimbi pe cineva criticându-l într-una. Că există câteodată un soț cu spirit critic sau o soție cu spirit critic și zice așa, încă frumos, cu fruntea sus, vreau să-l ajut să se schimbe. Da, da, nu se schimbă oricum. Și mai spun ceva. Schimbarea și dezvoltarea în familie nu se face nici prin comparație. Adică să vii și să zici, păi soțul lucutare, ăla ai mai de treabă decât tine. Nu se schimbă nimeni așa. Noi suntem ființe unice sau copilului să-i spui de ce tu ești mai slab la carte decât alu Popeasca. Nu se face. Omul nu este o ființă comparabilă. Nu vedeți dumneavoastră câtă unicitate a pus Dumnezeu în întreaga natură. Nu sunt doi fulgi de zăpadă la fel, două frunze nu sunt la fel, două fire de iarbă nu sunt la fel. Unde ai pomenit să fie doi oameni la fel? De aceea spun, Familia trebuie să fie un loc al dezvoltării și vă chem încă o dată, luptați ca familia să fie un loc al dezvoltării. Dar vă rog să nu uitați, dezvoltarea se face, dar nu oricum, nu prin critici necurmate sau prin comparație cu alții, ci să folosim metodele lui Dumnezeu de a ne schimba. Și cred că știți fiecare dintre dumneavoastră care l-ați întâlnit pe Dumnezeu, cum ne schimbă Dumnezeu. Luptați ca familia să fie un loc al dezvoltării. Știți de ce mi-am dus mâinile la urechi? Să aud un amin puternic. Mai zic ceva. Luptați ca familia să fie un loc al protecției. De ce spun asta? Familiile excelente sunt familiile în care membrii familiei se protejează reciproc. Este un cuvânt în cartea Eclesiastul, la capitolul 4, versetele 9 și 10. Un cuvânt care zice așa, mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor, căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Frați și surori, soți, soții, există furtune ale vieții, care mai devreme sau mai târziu ne vor lovi pe fiecare dintre noi. Știți, dumneavoastră, ce bucuroși sunt copiii când știu că părinții au grijă de ei? Eu am o fetiță specială, poate știți unii dintre dumneavoastră. Așa de bine mă simt eu când îmi spune, nu vorbește foarte... nu e ușor să o înțelegi totdeauna, dar ea spune așa, tata ale ghijă mine, A, să nu vă spun cum se simte tata. Când, când, vede că ea conștientizează că tata are grijă de ea. Copiii se simt bine ca să știe că cineva poartă grijă de ei. Cum să vă spun ceva? Eu mă simt așa de bine când știu că soția mea are grijă de mine. Dumneavoastră nu? Soția mea se simte așa de bine când știe că soțul are grijă de ea. Ei bine, dragii mei, vă spun din nou, Există furtune ale vieții care mai devreme sau mai târziu ne vor atinge pe fiecare dintre noi. Și copiii se bucură să știe că cineva are grijă de ei și părinții se bucură și așa mai departe. Există tot felul de furtuni cu care avem de-a face. Ia gândiți-vă dumneavoastră, ne întâlnim cu schimbările. Să știți că schimbările sunt furtuni majore în viața noastră. Este foarte greu să facem față la schimbări. De exemplu, pierderea unui loc de muncă. Am fost în 2008 în Spania, când venise criza aceea majoră și cei mai mulți bărbați din bisericile de acolo își pierduseră locurile de muncă. Să nu vă spun ce complexe trăiau oamenii aceia cu care am vorbit, ce complexe trăiau. Pierderea unui loc de muncă e o furtună. Dar ce bine e când un soț își pierde locul de muncă și vine soția lângă el și zice, dragul meu, Dumnezeu ne-a purtat de grijă atâta vreme, va purta de grijă și de aici. Sau, o altă schimbare majoră, pierderea sănătății. Asta poate să intervină în orice familie. O situație în care unul dintre membrii familiei își pierde sănătatea și este într-o condiție de compătimit omul acela va face față acestei schimbări dacă are alături pe cineva care știe să aducă mângâiere, să aducă încurajare, să aducă ajutor și sprijin. În familie învățăm ce înseamnă protecția adevărată. După aceea există mentalități care vin din lume spre noi, spre familiile noastre, mentalități toxice. Ne vin copiii de la școală cu Mentalități le-a auzit acolo sau le-a auzit dincolo. Acolo, în familie, învățăm cum să facem față unor mentalități, să-l ajuți pe cel ce aduce mentalități greșite în sânul familiei, să-l ajuți să se schimbe, să frâneze, să se tragă înapoi. De asemenea, se pot întâlni membrii din familiile noastre cu respingerea. Acolo, în familie, învățăm ce înseamnă protecția. Nu vedeți dumneavoastră, sunt adevărate drame când sunt copii care la școală au de-a face cu bullying sunt persecutați de colegi, sunt în situații și nu îndrăznesc să se ducă în familie și să spună la mama și la tata, o țin în secret și ajung să trăiască adevărate drame. Ori familia trebuie să fie un loc al protecției. Uneori vin furtunea asupra părinților, alteori vin furtunea asupra copiilor. Avem însă datoria de a ne ajuta reciproc, de a ne proteja unii pe ceilalți. Și mai zic ceva. Luptați ca familia să fie un loc al altruismului. Știți de ce suntem în familie? Ca să trăim nu pentru noi. Vă spun acum ceea ce ziceam la început, ca o aluzie. Nu ne căsătorim ca să găsim pe cineva care să ne fericească pe noi. Ne căsătorim cu alt gând. Doamne, vreau să pot să-l fericesc pe cel cu care mă căsătoresc. Vreau să pot. Țin la el, îl iubesc și vreau să-l fac fericit. Țin la ea, o iubesc și vreau să o fac fericită. Ori, dragii mei, altruismul acesta se învață în familie. Familia, între membrii ei, trebuie să învețe să trăiască unii pentru ceilalți. Și acum, dacă trăiesc numai unii pentru ceilalți, Domnul Iisus critică asta și spune, nu fac asta și păgânii, dacă nu mă faceți bine, numai celor ce vă fac bine. În familie se dezvoltă proiecte în care întreaga familie, se implică, să întind o mână de ajutor acolo, să întind o mână de ajutor acolo. Dragii mei, avem de luptat ca să avem familii excelente, familii binecuvântate de Domnul. Însă lăsați-mă să continui zicând așa, mă aduc aminte că erau niște cărți pe vremuri pe care din nefericire nu le-am citit, dar titlurile mi-au ieșit înainte, lupta oricărui băiat, lupta oricărei fete, lupta oricărei, nu mai știu ce erau, e o serie de învățături de felul acesta în cărți. Ei bine, eu zic astăzi așa, un subtitlu la tema pe care o prezint, lupta oricărui soț. Care e lupta oricărui soț în familie? Vreau așa, pe scurt, să înțelegem că un bărbat care se căsătorește, el trebuie să aibă în vedere permanent o luptă cu sine însuși. Ca familia pe care o temează să fie cu adevărat o familie binecuvântată de Dumnezeu și fericită. Care este lupta oricărui soț? Ca să înțelegem asta am să citesc două versete din cartea proverbelor de la capitolul 5, versetele 18 și 19. Ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Proverbe, capitolul 5, versetele 18 și 19. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Oare e valabil versetul ăsta și pentru fratele Nelu Filip care e cărunt? Bucură-te de nevasta tinereții tale, cerboică iubită, căprioară plăcută. Și apoi zice, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Nu vă supărați pe mine, acum fac ca la poarta cerului, acolo mai fac din astea. Aș vrea să-i chem pe toți, toți, bărbații, toți soții de aici să citească cu voce tare astea două versete, se poate? Știu că nu-i ca pe carpați, dar acum eu sunt eu la învon. Haideți să citim. Toți cu voce tare, voci bărbătești să se audă. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. că iubită, căprioară plăcută, fi îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fi îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Amin. Să zică surorile un amin. Bun. Ce se așteaptă de la un soț? Ce luptă are de purtat soțul cu el însuși? Fii îndrăgostit, necurmat. Așa am citit cu voce tare, toți bărbații au citit. Fii îndrăgostit, necurmat. Cu alte cuvinte, e datoria oricărui soț. Să facă tot ce-i stă în putință, să facă efortul să se lupte cu el însuși. Ca să se poată bucura totdeauna de soția lui, să-i fie plăcută soția lui, să fie îmbătat de drăgălășiile ei, să fie îndrăgostit necurmat. Știu că există niște orgolii feminine care ar putea să zică păi cum cu forța iubire, nu, nu am nevoie să mă iubească cineva cu forță, ascultați-mă bine. Noi oamenii toți avem de luptat, că vorbim și despre lupta oricărei soții, dar vă rog să înțelegeți, noi oamenii, dacă nu învățăm să ne învingem pe noi, știți că toți și cei din Cluj și cei din Timișoara au unei fire pământească? Știți asta, nu-i așa? Ei bine, dragii mei, un soț înțelept luptă pentru casa lui și va lupta întâi cu sine însuși focalizându-și toată atenția asupra soției sale ca să-i vadă frumusețea, ca să-i vadă bunătatea, ca să-i vadă înțelepciunea și puneți dumneavoastră câte alte trăsături importante și bune puteți să adăugați aici. Un soț adevărat trebuie să-și iubească soția, cum zice Scriptura. Bărbaților, iubiți-vă, nevestele, cum? și ca pe trupurile lor, dar zice cum a iubit Hristos biserica. Ei bine, dragii mei, știți cum a iubit Hristos biserica? Cum ne-a iubit Hristos pe noi, pe când eram încă acum? Păcătoși, vedeți cum ne-a iubit Hristos. Prin urmare, un bărbat care își înțelege locul și rostul, un bărbat care vrea să lupte pentru casa lui, va face tot ce este în putință să-și iubească soția așa cum este ea. Nu doar atunci când ea este cum ar vrea el să fie. Să o iubească într-una necurmat. Nu doar în luna de miere trebuie să fie un soț îndrăgostit de soția lui, ci trebuie toată viața să fie îndrăgostit de soția lui. Toată viața trebuie să fie viață de miere, nu doar lună de miere. Vă rog să mă înțelegeți. Uh, mi era drag, nici nu eram căsătorit încă și mă uitam cu simpatie spre doi oameni în vârstă din biserică, dar chiar erau în vârstă, erau octogenari. Și veneau la biserică, unde mergeam la biserică în vremea aceea, veneau ținându-se de mână familia Susan. Cu atâta admirație m-am uitat la ei, nu i-am uitat nici astăzi și astăzi îmi apare ca o iconă în imaginația mea, ceea ce vedeam eu când veneau ținându-se de mână. Și am zis, ce frumos, nu poate fi nimic mai frumos decât asta. Nu mă minulesc cum poezia lui zicea în orașul în care plouă de trei ori pe săptămână, un bătrân și o bătrână, două jucării stricate, zice el, merg ținându-se de mână. E bine, nu-i nimic mai frumos decât să poți să rămâi îndrăgostit de soția ta. Și vreau să vă spun, asta e lupta oricărui bărbat despre care vorbesc aici. Sigur că sunt multe lupte, dar în seara aceasta, eu mi-am propus să vorbesc despre această mare nevoie a celor ce vor să aibă familii binecuvântate de Dumnezeu. Un soț adevărat va face eforturi să rămână întotdeauna îndrăgostit de soția lui. Asta am citit noi acolo în versetele din Cartea Proverbelor. Totdeauna trebuie să-și iubească soțul soția. Pentru că, de ce vă spun asta, dragii mei? Unii vor să sugereze, dragostea e un sentiment. Lăsați-mă, nu schimb eu istoria și nici limba română, dar lăsați-mă să vă spun de la învonul bisericii astăzi, dragostea, așa cum o înțeleg eu biblic, nu este un sentiment. Ci este rezultatul voinței noastre. De ce credeți că Mântuitorul ne-a zis, iubiți pe vrăjmașii voștri? Păi cum? Ce sentiment ai când e vorba de vrăjmași? Dar Domnul a zis, iubiți-i. Asta înseamnă că iubirea este educabilă. Adică noi putem să facem eforturi în direcția aceasta. Pentru că, vai, dacă există o plagă a divorțurilor în secolul 21, inclusiv în societatea românească și vai cum pătrunde încet, încet cu tentaculele, inclusiv în biserici. Dacă există această plagă, este pentru că oamenii au înțeles că ei trebuie să lase în doar de niște emoții trecătoare. Nu îmi place de ea pentru că ba să-ți placă. Că ți-ai luat-o să-ți fie soție și te-ai angajat în fața altarului că o vei iubi toată viața. De ce trebuie să o iubești pe soția ta, tu ca soț? Păi în primul rând asta este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis bucură-te de nevasta tine recitale. Este o poruncă, este un imperativ la timpul prezent. Bucură-te de ea! Dacă ai o soție, Dumnezeu vrea să te bucuri de ea, vrea să o iubești și vrea Dumnezeu să fii îndrăgostit de soția ta. Și ascultați-mă bine, dacă nu te bucuri de soția ta, păcătuiești. Nu este ea darul pe care ți l-a dat Domnul? Tocmai de aceea spun, e datoria ta ca soț să te bucuri de soția ta și să o iubești. Uitați-vă, să fii recunoscător, Domnului spune în Colosen 3 cu 15, pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători pentru ceea ce v-a dat Dumnezeu. De ce trebuie să ne iubim soțiile, stimați soți? De ce? Pentru că asta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi, să rămânem îndrăgostiți de soțiile noastre. Apoi, să nu uităm încă un lucru, suntem o mărturie în lume, știți dumneavoastră că despre relația dintre soț și soție, Dumnezeu vorbește că are în spatele ei o taină spre care, pe care oamenii o pot înțelege când văd că este ceea ce trebuie să fie între soț și soție. Zicea deci, taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică, spune Pavel în Efeseni. Cu alte cuvinte, felul cum eu mă raportez la soția mea, le vorbește celor din jur despre relația lui Hristos cu biserica. Și lucrul acesta mă responsabilizează în mod deosebit. Nu pot să mă port oricum cu soția mea, ci trebuie să mă port cu ea cum s-ar purta Hristos și cum se poartă Hristos cu biserica lui. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu, dar nu-l iubesc pe aproapele meu. Ce zice scriptura despre un astfel de om? Ziceți dumneavoastră că eu nu vreau să-l jignesc pe nimeni. Dar mai zic ceva. Stimați soți, trebuie să-ți iubești soția pentru că, în primul rând, asta e voia lui Dumnezeu și așteptarea lui Dumnezeu de la tine. În al doilea rând, pentru că felul în care îți iubești soția și te raportezi la ea vorbește despre Hristos și despre biserică și în al treilea rând, pentru că iubirea pentru soție aduce mult, mult bine în familia ta. Aia, Clujenis deștepți, ați auzit zica la ea Happy wife, happy life. <laughs> Ei bine, dragii mei, realitatea este că dacă, dacă în familie este iubire, Știți că ai noștri copii care cresc într-o casă unde tata o iubește pe mama? Acolo cresc așa cum trebuie să crească copiii. Acolo se simt că sunt protejați copiii aceștia. Cum să o iubești pe soția ta? Poate va zice cineva, frate, e drept că am iubit-o în tinerețe, dar acum am, că am pierdut trenul. În armată era, pentru cei ce făceau armată, era o comandă care zicea așa, la loc comanda. Adică se poate lua de la capăt. O ei de la capăt. Am avut o experiență foarte interesantă cu mai mulți ani în urmă. În biserica noastră. A venit un soț și o soție. Foarte supărați unul pe altul. Foarte, foarte supărați unul pe celălalt. Vorbeau despre divorț și lucrul acesta mă îngrijora nespus de mult. Și am stat cu ei de vorbă, cred că două ceasuri ca nimic. Și din când în când, în gând, ziceam, Doamne, mai dăm un gând, mai ajută-mă, că nici mai știu ce să fac cu oamenii ăștia. Reproșuri de tot felul. Pentru ea, soțul era bădăran, era nu știu cum așa-l califica pe soțul ei. El o califica ca una în care, lângă care nu se poate sta, din cauza care o gură nu știu cât de mare și așa mai departe. Și nici cum nu se găsea cale. Și la un moment dat, cred că Duhul Sfânt m-a împins spre întrebarea asta, am zis, am întrebat-o pe ea. Am zis, da, atunci când v-ați căsătorit, tot așa era el, tot așa, de cum zici, că bădăran și așa. O, nu, frate, nu! Dacă l-ați văzut, atunci îmi deschidea ușa la mașină ca să mă duc, era vai de mine, ce grozav era. Și dacă am văzut că așa merge discuția, am zis și ei, dar el cum a fost? Ea cum a fost? Am zis și lui, cum a fost ea atunci? Frate, altfel, dar nu mai e ce trebuie să fie. Și atunci am avut inspirația să zic, haideți să vedem. I-am zis, chiar crezi că tu n-ai putea să te porți cu soția ta ca pe vremea când îi făceai curte? Și m-am bucurat să-l văd Că zice, da, nu ar fi așa de complicat. Am întrebat-o și pe ea. Și am zis, vă rog frumos, duceți-vă și purtați-vă ca și doi care vă faceți curte unul altuia și vă apropiați unul de celălalt. Și am avut satisfacția pentru care îl slăvesc pe Domnul. Dumnezeu a lucrat. De ce? Au luat-o de la capăt. Și vreau să vă spun astăzi, oricine sunteți dumneavoastră astăzi aici, dacă cumva ne-am schimbat atitudinea și nu putem să citim cu inima largă versetele acelea din proverbe, haideți să înțelegem că putem să dăm un restart și să o luăm de la capăt ca să fim ceea ce trebuie să fim. Știți ce trebuie făcut dacă lucrurile nu sunt cum trebuie? În primul rând, e nevoie de pocăință pentru lucrurile care au stins dragostea. E nevoie de pocăință. Dragostea când fac consiliere, premaritală cu tinerii de la noi, le spun mereu, puneți combustibil pe foc să ardă, că scrie, dragostea e metaforic prezentată ca un foc, apele cele mari nu pot să stingă dragostea și le spun mereu, nu vă zgârciți, puneți combustibil acolo să ardă focul dragostei. Ei bine, dragii mei, dacă s-a stins focul acela, ascultați-mă, pocăința rezolvă lucrurile. Să te uiți la lucrurile acelea care au stins în mod pompieristic dragostea ta și să renunți la ele, asta este pocăința. Și apoi ar trebui să începi să te gândești la calitățile soției tale. Și ascultă-mă bine, are multe. Ma problema noastră este că ne uităm doar la partea goală a paharului și suntem supărați când vedem partea goală a paharului, dar când ne uităm la partea plină a paharului ne dăm seama că în realitate suntem oameni binecuvântați. E important să te concentrezi pe calitățile celuilalt, nu pe greșelile celuilalt. Pe calitățile lui, ca să poți să-l iubești. Să nu fii un judecător prea cu cel de lângă tine. Așadar, voi zice ca să mă duc mai departe, că mă uit și la ceas, lupta oricărui soț este lupta cu el însuși, ca să rămână întotdeauna îndrăgostit de soția lui. Și vă spun ceva, un soț adevărat își reglează lentilele în așa fel încât să nu vadă nici în dreapta, nici în stânga, ci să o vadă pe ea. Pentru că trăim vremuri dramatice, modele găsim peste tot, s-ar putea să fii ispitit să compari cu colega de birou, să compari cu nu știu cine și să zici soția mea nu e așa. Soția ta este unică și Dumnezeu ți-a dat exact ce ai tu nevoie pentru că Dumnezeu ne pune la oaltă ca să ne șlefuim reciproc, pentru că Dumnezeu are un scop cu noi, la capăt să ajungem în Sfânta Împărăție. Și pentru aceasta privește-L pe Cel de lângă tine ca pe omul perfect pe care ți l-a dat Dumnezeu. Nu compara cu altcineva. Iertați-vă că vă mai spun. Acum folosesc câteodată expresii care nu sunt foarte academice, nu sunt academice deloc, poate nu sunt nici potrivite, dar câteodată mai glumind cu tinerii care se pregătesc de căsătorie, le spun așa, trebuie să-ți bați un cui în cap, figurativ, să nu mă înțelegeți greșit, și să zici, modelul perfect al bărbatului pentru mine este cel pe care mi l-am ales. Modelul perfect al femeii pentru mine este cea pe care mi-am ales-o. Acesta trebuie să fie un gând cu care să trăim viața întreagă. Altfel, dacă începem să ne uităm în stânga și în dreapta, o oh, ce chinuiți sunt oamenii ăștia care se uită în toate părțile și mai vezi câte unul, bietul de el, îl doboră reumatismul, dar se crede fecior încă, se uită în toate părțile, ca și cum o oh, obieții oameni. Dragii mei, vreau să vă chem în modul cel mai serios să înțelegem. Lupta oricărui bărbat este lupta cu el însuși ca să se pună în condiția aceea de a fi mereu îndrăgostit de soția lui. Fraților, ziceți un amin ca să fiu încurajat. Amin. așa e. Surorilor, sunteți de acord ca soții dumneavoastră să fie întotdeauna îndrăgostiți de dumneavoastră, așa e? Sigur. Lupta oricărei soții. Lupta oricărei soții. Este un cuvânt, Efeseni 5 cu 33 vi l-aș pune pe ecran, dar nu știu dacă... Lăsați-mă să vă citesc Efesen 5 cu 33 dintr-o altă traducere. De ce? Efesen 5 cu 33 e versetul la care zice și nevasta să se teamă de bărbat. E o traducere forțată aici și nu e cea mai potrivită traducere. Noua traducere românească spune așa, Vedeți, noi folosim teama de Dumnezeu în același context. Teama de Dumnezeu nu înseamnă că tremurăm lângă Dumnezeu, ci îl respectăm așa de mult pe Dumnezeu încât nu ne permitem să facem lucruri care trec peste voia Lui. Ei bine, în noua traducere românească zice așa, totuși fiecare dintre voi trebuie să-și iubească soția ca pe sine însuși, iar soția să-și respecte soțul. Eu am avut odată ocazia să aud pe o soră care zice, frate, vezi că femeii nu-i spune Biblia să-și iubească bărbatul. Numai să îl respecte, numai să se teamă de el. Ba da, Scriptura zice că soția trebuie să-și iubească soțul. Vă mai citesc un verset din Tit, capitolul 2, cu versetul 4, care spune lucrul acesta și aș vrea să-l luăm în considerare. În Tit 2, cu 4, zice așa, femeile cele în vârstă să le învețe pe femeile mai tinere ce să facă? Să-și iubească bărbații și copiii. Așadar, lupta oricărei soții, care este? Să facă tot ce stă în putință să-și respecte și să-și iubească bărbatul. Surorilor tare. Amin. Amin. Nu, măcar să-i încurajați pe frați când aud aminul dumneavoastră. Ziceți o dată mai tare. Amin. Sigur. Orice soție are de luptat cu ea însăși ca să-și iubească și să-și respecte bărbatul. Vreau să știți asta. Însă, ceea ce am citit eu în versetele acelea nu e o sugestie, e o poruncă a lui Dumnezeu. Vă zice cineva, dar soții nu sunt întotdeauna ceea ce ar trebui să fie. Nu sunt întotdeauna demn de respect. Îmi permit să mă mai adresez o soților și să zic, fraților, trăiți în așa fel încât să fiți demn de respect. Poate vei zice, nu știi cum e soțul meu, știu cum e soțul tău, e exact cum ți l-ai luat când te-ai căsătorit cu el. E el. Și e datoria ta care te-a angajat în legământ matrimonial, în legământ la altar, să-l iubești și să-l respecti toată viața. Și respectul pe care îl datorez soțului nu e pentru că el îl merită, atenție, ci pentru că așa cere Dumnezeu. Vă mai citesc o dată, 1-3-1. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Ce înseamnă să-ți respecti soțul? Poate că vei zice așa, soțul meu nu-i demn de respect, poate e slab, sau să zic altfel, poate e leneș, sau poate e rău. Toate acestea, oricât ai zice, nu te scutește de ascultarea acestei porunci. Stimată soră care ești soție, ești datoare să-ți respecti și să-ți iubești soțul. Ce înseamnă să-ți respecti soțul? Asta înseamnă să-i recunoști autoritatea pe care i-a dat-o Dumnezeu deasupra ta. Cu alte cuvinte, să-l recunoști ca și cap al tău. Ce ziceți, e greu? Să știți că și eu sunt ardelean. Eu vin și respir aer bun aici când vin la Cluj. Sunt ardelean și știu o vorbă din copilărie. Cine poartă clopul? Cine, cine poartă clopul în casa asta? A zis un frate, bărbatul, sigur că bărbatul trebuie să poarte clop. Ei bine, ca să-ți respecti soțul, vă rog să înțelegeți, Dumnezeu l-a așezat ca să fie cap pe soțul tău. L-a așezat să fie cap al familiei. Și Dumnezeu vrea să-l respecti în această poziție. Cum poți să-ți arăți respectul? Dacă îl respecti pe soț, nu te vei lupta cu soțul tău totdeauna ca să fie întotdeauna cum vrei tu în casa ta. Dacă îl respecti. Nu vei lupta cu el toată ziua ca să fie cum ai zis tu. Sau nu-l vei aproba cu vorba și cu fapta faci ce vrei tu. Nici așa. Nu-i vei arăta respect doar în exterior, iar acasă dispreț și indiferență. Odată a venit cineva la mine, frate, păstor, să vă întreb niște chestiuni de familie. O soră a venit să mă întrebe și am zis, da, soțul dumneavoastră ce zice? De ce nu l-am întrebat? Știți ce am zis? Na, vă rog să vă duceți să vă discutați cu soțul. El e prima autoritate deasupra soției, soțul ei. Nu trebuie să caute autoritate mai presus, întâi soțul. Și după aceea, amândoi pot să caute autoritatea pastorală sau altceva. Tocmai de aceea este foarte important să înțelegem cum ne arătăm respectul și dragostea. Când îți respecti soțul, nu-l vorbești de rău niciodată în fața nimănui. Nici în fața socrei lui, a mamei tale. Nu-l vorbești de rău niciodată în fața nimănui. Și cu atât mai puțin dacă îl respecti pe soțul tău, niciodată nu-i subestimezi autoritatea în fața copiilor din familie. Niciodată. Dacă trebuie clarificat ceva, îi spui soțului meu, dragul meu, hai să mergem până în camera cealaltă, că vreau să-ți spun ceva. Însă copiii n-au voie să vadă că autoritatea tatălui este subestimată. Vreau să mă apropiu de capăt. De ce trebuie să-ți respecti soțul? Și vă spun așa, nu pentru că e deștept. S-ar putea ca soția să fie mai deșteaptă. Avem în scriptură un model, Nabal și soția lui. Știți că soția lui a fost mai deșteaptă ca el. Dar nu i-a subminat autoritatea, nu l-a bătut, nu l-a certat că de ce s-a purtat cu David așa, dar a știut să se poarte în așa fel încât să-și salveze casa. Se poate ca soția să fie mai deșteaptă. Dar o soție, dacă e mai deșteaptă, știe cum să-și aplice înțelepciunea în familie. Nu credeți? Dacă e mai deșteaptă. Dar dacă face conflict din ideea că ea e mai deșteaptă, mă îndoiesc de înțelepciunea aceea. Nu trebuie să-l respecti pentru că el e sfânt. S-ar putea ca soția să fie mai evlavioasă. Se poate întâmpla și asta. Orice soție, cu teamă de Dumnezeu, știe să-și respecte soțul pentru că bărbatul ei este capul nevestei. Dumnezeu a dat bărbatului mandatul de a conduce și femeii i-a dat mandatul de a se lăsa condusă. Și asta contează nespus de mult. Cum trebuie să arăți respect, respect pentru soțul tău? Respectul se arată public, atenție! În fața copiilor, dar se arată și atunci când sunteți numai voi doi. Așa se arată respectul. Când soția nu-și respectă soțul, de fapt păcătuiește înaintea lui Dumnezeu. Și dacă nu și-a respectat soțul, este datoare să-și mărturisească păcatul înaintea lui Dumnezeu. Soții trebuie să știe că nu este ușor pentru o soție să-și respecte soțul. Și de aceea zic încă o dată, purtați-vă în așa fel încât să fiți demni de respect. Și aș zice, nu sunt aici probabil domnișoare, dar când cineva se căsătorește, spuneți-le celor din familie, căsătorește-te cu cineva pe care îl poți respecta. Gândește-te că ești datoare să-l respecti toată viața. Cred că ne oprim aici. Mai aveam ceva despre lupta oricărui părinte, că sunteți părinți, dar dacă soțul știe să fie soț cu adevărat, dacă soția știe să fie soție cu adevărat, copiii sunt deja într-un mediu sigur. Domnul să vă binecuvânteze și vă zic încă o dată, luptați pentru casele voastre. Amin.